Salut! Nu ne-am văzut de multă vreme. Odată cu vremea rea au apărut o serie de lucruri pe care a trebuit să le rezolv și nu am avut timp de nimic. Am terminat amenajarea în fața sălii, am lucrat foarte, foarte multe ore și nu am avut deloc timp la dispoziție să ajung la calculator, nu doar să filmez, nu doar să editez, pur și simplu nu am avut deloc timp să ajung la calculator, motiv pentru care astăzi vreau să vă fac un update cu modul în care arată acum Tesla după ce am făcut Chrome Delete, așa că sper că o să vă placă, mi se pare că arată ca un Batmobile, exact ca și mașina unui Tony Stark modern. Nu știu câți dintre voi știți, Elon Musk chiar apare în filmele cu Tony Stark, în filmele cu Iron Man. Înainte de asta vreau să vă spun că tocmai ce am filmat și am postat un material despre dropshipping doar pentru antreprenorii canalului de YouTube, vă invit să apăsați butonul de join sau cei care mă urmăresc pe Patreon, avem acolo o comunitate restrânsă unde postez material exclusiv pentru Patreon. Am postat un material despre dropshipping pentru că foarte multă lume mă întreabă despre această metodă modernă de business, așa că am considerat că cel mai bine ar fi să iau interviu unui specialist în domeniu, unui om care lucrează cu companii de milioane de euro pe temă de dropshipping. Așa că vă invit să dați join și să urmăriți materialul despre dropshipping și ce ar trebui să știți atunci când doriți să începeți o afacere de tip dropshipping care să aibă cu adevărat succes. Vom începe din față, avem o folie închisă pe faruri, avem această grilă cromată complet transformată în negru. Zic eu că mașina arată acum mult mai sleek, pare mult mai alunecoasă, black on black on black. Dincoace avem elementul cromat de la camera pentru sistemul de self-drive, semnalizarea și micuț acolo logo-ul Tesla înfoliate. Aici avem tot brațul de la oglindă cu toată rama de la geamuri, mânerul la interior, e puțin pătat de la apă, cum a plouat mult. Dar avem mânerul la exterior, sus și în interior, complet înfoliat în gloss black. Linia continuă și se asortează cu jantele în spate. De asemenea, a fost o muncă grea. Băieții care mi-au făcut înfolierea mi-au dat puțin emoții. Nu știam cum vor ieși aceste litere, pentru că văzusem la mașini parcate la Supercharger, la alte Tesla, și erau groaznic înfoliate aceste litere. Însă, cei care mi-au făcut mie înfolierea, trebuie să recunosc, s-au descurcat excelent. Acest element arată impecabil. Acum mașina este într-adevăr un Batmobile. Folii pe spate, jantele gloss black, rama, brațul de la oglindă, semnalizarea, grila față. Vreau să vă arăt aici consecința condusului agresiv. Atunci când conduci foarte agresiv, cauciucul ajunge să se uzeze aici pe margine. Vedeți linia aceasta? Aici a ieșit foc din cauciuc. Și deși ai încă miez pe cauciucuri și cauciucurile sunt bune, uzura începe aici pe margine de la virajele strânse și ieșirile agresive din curbă. Însă, dacă bine citesc eu aici, zice pilot super sport. Deci, practic, aceste cauciucuri și această mașină așa trebuie conduse, încât să iasă foc din ele. Foc ies și din aceste frâne gigantice Brembo, absolut superbe, cu înscrisul Tesla pe ele. Ca să vă faceți o idee despre cât de mari sunt aceste frâne, sunt atât de mari încât cele mai mici jante pe care le poți pune pe această mașină sunt jantele pe 19. Nu par atât de mari pentru că jantele acestea sunt gigantice, sunt de 21, sunt mai mari ca pe unele SUV-uri, însă frânele sunt gigantice. Îmi place cum se asortează etrierul roșu cu linia roșie de pe prag, cu linia roșie de pe oglindă, cu liniile roșii din față. Vreau să vorbesc puțin și despre folia exterioară, cea care acoperă toată mașina și care este o folie de la 3M. Se numește Black Brushed și e o folie care aduce atât și un efect estetic
foarte pronunțat, oamenii spun, frate, e cea mai tare Tesla pe care am văzut-o vreodată și în mare parte pentru că culoarea este atât de impresionantă, însă și protejează mașina. Voi merge să fac niște cumpărături și la final vreau să vă arăt câteva situații în care mașina a fost protejată de această folie. Gata cu cumpărăturile. Doamne, ce nesimțiți pot fi unii oameni și ne mirăm că societatea merge prost. Eu eram blocat în parcare de o mașină, de un X6, și vine un alt băiat cu un docker sau cu ce era și mă blochează din partea cealaltă, eu fiind parcat pe locul de electrice, și parchează și de la mama și copilul din cealaltă parte. Încă o mașină. Și când îl claxonez și fac semn să vină, îmi zice că vine imediat, blocând două mașini. Toată chestia asta nu că nu erau locuri, pentru că asta era parcarea Lidl, ci pentru că nu erau locuri fix unde avea el cea mai scurtă distanță de parcurs să meargă să cumpere ceva de la un magazin. Deci el, decât să parcheze undeva în parcare unde era liber, a preferat să blocheze două mașini doar ca el să facă cea mai scurtă distanță de mers pe jos. Așa de nesimțiți pot fi unii oameni, exact ca și cei care parchează pe locurile de handicap, dedicate celor cu handicap, sau blochează locurile mașinilor electrice, fără să aibă mașini electrice, și așa mai departe. Ne mirăm că lucrurile merg prost, ne mirăm că prietenii noștri de la PSD și PNL își umplu buzunarele cu banii publici. Haideți să nu ne mirăm. Ei consideră că suntem un neam atât de nesimțit uneori, încât merită să ne treagă din toate părțile. Cum ziceam, de ce aș pune o folie pe mașină? Deși această folie costă peste 3.000 de euro, deci nu e o folie deloc ieftină, de ce aș alege totuși să pun o folie pe o astfel de mașină? Dacă cumperi o mașină nouă și mașina costă peste 100.000 de euro, se justifică să dorești să protejezi această investiție. Iar un mod prin care poți proteja această investiție este înfolierea mașinii. Este exact ca și atunci când îți pui o husă și o folie pe un telefon nou. Îl protejezi, îl menții în stare impecabilă o perioadă cât mai lungă de timp și scazi rata de devalorizare. La momentul vânzării poți vinde mașina atât cu folia pe ea, cât și poți da folia jos, un detailing la vopsea, un detailing la interior și mașina arată ca nouă. Haideți însă să vă arăt câteva zone în care folia totuși a avut de suferit. Nu știu dacă reușiți să vedeți aici. Am acest punct. La 200 la oră am văzut cum cade din pom o creangă și am luat-o sub mașină. Viteza a fost prea mare ca să frânez, așa că o creangă uscată ce cădea dintr-un pom, am lovit-o cu bara. Am aici acest punct, nu se vede foarte tare, dar e acolo. Voi decupa o bucată de folie, pentru că am primit și o bucată de folie cu care să pot repara unele zone dacă va fi cazul. Mai am aici un punct de la un bolovan pe care l-am luat în mașină, un dita mai bolovanul. Mai am și acolo un punct, însă contează foarte mult că vopseaua nu este atacată de soare, nu se zgârie prin spălare și aceste puncte izolate nu sunt atât de grave și folia influențează foarte mult modul în care acestea vor afecta vopseaua. Țin minte pe cealaltă mașină pe care o aveam înainte, toată capota mi era spartă de la pietrele ce sar de pe drum, iar pe această capotă totul este perfect intact și orice posibilă piatră care ar sări, folia îi reduce mult efectul și de asemenea protejează de UV vopseaua, lacul vopselei și dă mașinii un aspect ce nu poate fi obținut cu nicio vopsea. O altă zonă foarte importantă unde folia are rol e zona în care sare mizeria de la roți.
multe mașini scumpe vin acolo cu o folie transparentă. Când îți colantezi mașina, toată zona aceasta devine protejată și nu mai ai stresul că roțile îți vor arunca pietre pe mașină, iar această zonă se sablează toată, efectiv mizeria și praful pe care roțile îl aruncă ajung să sableze complet suprafața vopselei.